dragii mei, am avut ocazia să-l întâlnesc odată pe fratele Ioanit, dar cred că îl cunosc mult mai bine decât în urma acelei întâlniri. Pentru că a fost slujit ani de zile prin poezia pe care a scris-o el. Vreau să vă spun o poveste. Într-o zi în parcul Carol, un băiețel neastâmpărat, alerga încolo și încoace și s-a apropiat la un moment dat, este o poveste adevărată. S-a apropiat de un domn care citea o carte. Zice, ce carte citești? Pentru copiii foarte mici este scuzabil dacă nu știu să vorbească politicos. După aceea învață tăticul și mamica să vorbească cu dumneavoastră. Zice, citesc un roman. Îl vezi pe nenea ăla de acolo? Dacă ai vorbit cu el, ai citit Biblia. Băiețelul ăla se numea Mihai Wurmbrand. Și tata lui se numea Mihai Wurmbrand, da? Și băiețelul le-a făcut cunoștință celor doi și domnul care citea romanul l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos și era vorba de Constantin Caraman. Un gest care pare atât de simplu de a mărturisi despre Domnul Iisus cuiva într-un parc. Este vorba de Parcul Carol. Când vă plimbați prin Parcul Carol, căutați-i pe cei care au nevoie de Domnul. Nu pierdeți timp. Dar de ce mi se pare mie un gest extraordinar? Pentru că în spatele acestui gest se ascunde un impact extraordinar care probabil, nu știu, doar istoria scrisă de Dumnezeu îl va evidenția atunci când a căzut comunismul în țara aceasta, la Timișoara și de acolo în toată țara, s-a folosit un slogan care era acesta. Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Țineți minte? Acest slogan este dintr-o poezie de-a lui Costache Ioanit. Cineva a avut inspirația să recite la balconul operei din Timișoara. Oamenii au fost înflăcărați, dintre ei erau mulți care erau deja înflăcărați, care erau copiii lui Dumnezeu. Și au preluat și ceilalți acest slogan și nu știu dacă vreodată în istorie a mai fost o astfel de mișcare, că e greu să o numim revoluție, care să fi avut un slogan creștin. Dragii mei, aș vrea să vă încurajez să-L mărturisiți pe Domnul Iisus. Să-L mărturisiți și celor care citesc și celor care nu citesc. Vine acum sărbătoarea nașterii Domnului și acolo au fost două categorii de oameni care au venit la pruncul Iisus. Unii au fost ciobanii care l-au iubit pe Domnul și s-au minunat și l-au slăvit pe Domnul. Și au fost și magii care și ei l-au iubit pe Domnul și ei l-au slăvit pe Domnul. A fost o diferență între ei. Ciobanii n-au putut intra decât în staul smerit în care era Domnul Iisus. Magii, în schimb, au putut intra și în palatul lui Irod. Dragii mei, eu cred că dar chiar dacă noi ne-am schimbat freza, ne-am schimbat cravata, mă uitam că acum eu sunt singurul baptist fără cravată și aici sunt niște pentecostali cu cravată, lucru care era altădată considerat o anomalie. Dar eu sunt în haine de lucru, așa, sunt deghizat în reporter. Din cauza asta am venit așa. Și chiar dacă ei s-au dus, aș vrea pentru cei tineri dintre noi, în care sunt sigur că Dumnezeu a pus, a hăruit binecuvântări de un fel sau altul. Vă spun și eu, așa cum scrie Apostolul Pavel către tânărul Timotei, nu fii nepăsător de darul care este în tine. Și mă bucur de acest citat pe care l-am auzit astăzi în privința școlii. Auziți într-o vreme când erau mulți pocăiți dați afară din școală, acești doi oameni înțelepți au sfătuit-o pe sora Bușa Răscol, învață cât poți. Dacă ăștia nu te dau afară, învață. Nu știu ce va fi în continuare. Dar vă încurajez, dacă puteți, să învățați. Învățați. Să știți, eu cred că în țara asta nimeni n-a fost prigonit doar că a fost baptist sau pentecostal sau creștin după Evanghelie. Cine a fost prigonit, a fost prigonit doar pentru că a vrut să se țină de Hristos și n-a vrut să facă compromisul.
Dacă ești în troacă cu porcii, poți să fii penticostal, poți să fii baptist. E greu pentru mine să mai zic creștin după Evanghelie, că ori ești, ori nu ești. Dar să te numești. Nimeni nu o să aibă nimic cu tine. Și aș vrea să ne amintim de cuvânt care spune, uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire. Au mai fost oameni deștepți, au mai fost oameni talentați. Dar aici Dumnezeu ne-a pus în față niște oameni care au avut un sfârșit frumos de viețuire. Și urmați-le credința. Noi avem tendința să le urmăm freza, să le urmăm ținuta, să le urmăm vocabularul, să le urmăm lucrurile care sunt în exterior. În Biblie zice urmați-le credința. Aș vrea să cânt cântec în care doi dintre acești oameni mari ale Dumnezeu pe care am avut prilejul să-i cunoaște și care ne-au putut sluji, este vorba de fratele Moldoveanu și fratele Ioanit, și-au dat fiecare mâna cu talentul lui, și unul cu aurul și unul cu platina sau cu diamantele, împreună au zămislit acest cântec atât de frumos, care cumva țâșnește din moștenirea noastră de români pe care ne-am încredințat pe Dumnezeu. Este un cântec, o doină cultă. De dragul tău, mi-e dragă viața. Cred că este sora Rodica Cocar și ea s-ar putea să mă bat la compania. Dacă vrei să vii, Rodica, pentru că sunt aici mulți tineri, aș vrea să știți, ceea ce facem noi aici nu este nimic echivalent cu venerarea moaștelor Sfintei Paraschivă. Noi trebuie să-i cinstim pe cei care au alergat și au dus cu sudoare și cu sânge de multe ori până la capăt ștafeta și ne-au credințat-o nouă ca să o ducem mai departe copiilor noștri. Fără credincioșie în Domnul nostru, suntem doar niște epigoni. Dar atunci când ne credem în Hristos, nimic nu se schimbă. Rămânem contemporani cu El.